Specialiștii afirmă că schimbările climatice au determinat căldura din luna iulie acestui an, mai precis fiind vorba de încălzirea globală. Măsurătorile făcute din 1961 și până în prezent stau și ele la baza afirmațiilor oamenilor de specialitate. Din punct de vedere al regimului termic, perioada rămasă din luna august va fi una în care temperatura va înregistra valori peste mediile multianuale în cea mai mare parte a teritoriului, abaterile termice cele mai mari fiind posibile îndeosebi în regiunile sudice, sudestice și vestice. Precipitațiile, sub aspectul cantităților lunare, până în luna octombrie vor fi deficitare în toată țara, cele mai scăzute valori fiind consemnate în sudul și sud-estul teritoriului. Septembrie va debuta cu temperaturi între 13 și 27 de grade Celsius, care vor scădea treptat pe parcursul celor 3 luni de toamnă. Temperaturile medii lunare vor înregistra valori peste normele climatologice în sud-estul, sudul și vestul țării, în restul regiunilor, putându-se apropia de cele normale. Și în octombrie, valorile termice vor fi peste mediile climatologice în sud-est și local în sudul și vestul țării, iar în celelalte zone se vor încadra în normalul perioadei. Cantitățile de precipitații vor înregistra valori peste mediile multianuale în majoritatea regiunilor, excluzând sud-estul și local sudul și vestul țării, unde acestea vor fi apropiate de cele normale.